Merge? Merge. Gata. E pe play. Suntem live. Noroc. 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 Our first podcast. Așa. Nu chiar, cred că primul este al 10-lea. Am mai încercat să facem și n-am lăsat. Hai că vin stai dincolo. Ah, da. Deci nu este, nu este primul, este, suntem al 7-lea podcast. Nu, e dubla 7, nu e al 7. Da. Dar, știi că mi-ai făcut o dată cu tine în mașină, dacă îți mai amintești. Nu, că era șurie. A, da, ne schimbăm din când în când omul, da. Da, chiar, uite, ăla era... Ăla era bun tare. Păi încă l-avem. Uite, de data deci ăsta e episodul 2, nu? Da. E episodul 2, dar primul care o să apară pe net. Sperăm. Da. Să sperăm, da, că să dea Domnul. Să dea Domnul, da. Doamne, să apară okay. Pe internet. So, deci, știi cineva cum funcționează chestiile astea? Habar, n-am, nu știu, nu, nici nu m-am prea uitat la... M-am uitat, da, nu-i... Adică nu prea făcea nimeni. Nimic, nu zicea ceva... Nimic. Eu mă mai uit nici pe nici la... Nici măcar se prezinte sau nu credeți. Nimic? Nici măcar? Ei, atunci, da, pe tine nu te-am prezentat oricum. Păi nu știu cine ascultă, adică cine nu ascultă, adică asta mă întreb, oare mi-ar ascultă și... Păi nu, fii atunci. Ăștia care lucrează pe șantier mai pun la... Da, în loc de radio, acum merg mai des podcast-urile, știi? Adică muzică mai bine păreri. Așa, adică să le citești de pe Facebook, mai bine să le auzi, știi? Să le citești da, radio. Da. Da. Radio, decât să auzi comenzi. Pe Facebook, mai bine auzi direct. Audio de pe Facebook. Cumva, da, e versiunea lazy pentru oamenii care e așa. So. Și o să pui și pe SoundCloud. Dar ce ai, bă, prea mult acum. Auzi, să pui o să-l pun, dar de ce? Pe Patreon ăla, Patreon ăla. Patreon. Băi, deci da, nu-l reții niciodată, Patreon ăsta. Patreon, Patreon. Cred că o să ne donăm noi bani. Nu, tu deci, și nu, hai să nouă. Facem altfel. Facem altfel pentru Patreon. Facem un episod separat, bonus, în care, ca să donează oamenii bani, o dezbrăcăm pe Anisia. Ca să fie un fel de video chat, dar să nu zic că e video chat, știi? Adică cu palmat așa, da și... Nu, în sensul că... Ce, eu pot să zbră așa? Ba, n-am treabă! Hai și pot, gratis! Pot, se poate? Mai ales! Da. Cred că ar vrea cineva să mă bat dezbăgată, că nu... Încă mai trebuie să mai fac niște ore de sală și să-mi reduc celulita. Oh, pe noi, adevărul e că pe noi ar trebui să mă bat dezbăgată, că nu se cu show-ul. Ca să ne dea bani să nu ne bat dezbăgată, spune. Da. Deja... Corect, corect. Na, apropo de sală și de astea. Băi, stai un pic, nu știi nimeni cine sunt eu. Da. Da, chiar. Nu știi nimeni nici cine suntem noi, da. Dacă o să fie pe canalul de YouTube, presupunând că pe Anisia o știe. Vă folosiți din numele meu, una, două, una, două. Anisia, ține minte. E podcastul. Dar nu e asta. Între neamuri. O să numească între neamuri. Nu știu cum o să numească. Asta mi-e puțin. Dar ține cont că noi acum nu ne folosim de numele tău. De unde știi tu că nu sunt? Noi acum nu. Poate am făcut o prostie. Poate am făcut o prostie eu cu Sergei și am semnat ceva. Deci ține cont. De unde să știi? Dar stai o secundă, nu e vorba despre asta. Ține cont că noi acum nu ne folosim de numele tău. Tu te folosești din noi pentru că, apropo din neamuri, vreau să intre între neamuri la voi. Nu, no, da, da. Zi, mă, că nu înțeleg. Deci hai să... Bă, dar ești sigur că ai memorie ca să filmezi? Cum ar fi să... A, credeam că dacă eu am memorie... Da, când e un subiect mai interesant, am zbuf. Da. Dar te-ai uitat? Nu te-ai uitat. Da, filmează ce ai zis ceva ori. Mă, e, și oricum n-am zis mare. 40 de minute filmează. Ah, dar nu înțeleg. Uitați-vă la timp, cam peste 40 de minute să ne oprim. Ideea e felul da, ce e pentru lumea care nu știe, nu înțeleg cum de nu știe cine ești, dar hai să presupunem prin absurd că sunt oameni de ăștia. Da. Prezintă-te atunci. Prezintă-te ca și cum ai vorbit cu noi. Da, trebuie să vorbesc cu camera sau... Nu. Nu, vorbește, fii atent. Deci, da, în camera, Anisa, azi, cu dicție. Ai vor sunt frate, prost. Și deci, dar mai întâi, după aia, întrebarea este cine e Sergei, știi? Da. Acum... Acum joacă tu. Acum uite-te iarăși la cameră, frumos, cu dicție și zici cine ești tu. Nu, facem altfel. Ca lumea să dezlușească misterul. Da, hai să o jucăm altfel, tare. Fii atent cum faci. Facem un fel urmăritor. Da. Anisia, tu îl știi pe fratele meu. Fernando. Nu prea. Fernando, Anisia, Fernando. Faceți-mă cunoștință. Ok.
Și acum, dacă mă cunoașteți, păiți-mă pe mine. Tu îl știi pe frate meu. Da, mă mai... Poți să zici un nume acolo? Sergei. Florin, de fapt, dar... Așa ce am văzut, nu știam cum... Adică chiar de foarte multe ori zic altul, mai ales în mai ales în parte, zici toate numele. Marian, Ioan, Sorin... A, nu, ne-am toate nume. Băi, cine-i simțit ești? Eu sunt al nesimțit, dar zici strig eu alte nume? Da. Așa. Așa, acum, apropo de... Tu o știi pe Anisia? Pe Anisia, salut Anisia, eu sunt Sergei, îmi pare bine de cunoștință. Salut, nu prea te cunosc, dar... De undeva. De undeva, dar pe mine mă cunoașteți de undeva, de la te cunosc de undeva, de la... Am mai apărut și la pești acolo, pe la pești. E învățat de stea pe canapea. Da, fii atent, dar nu că eu am experiență de stea pe canapea. Deci eu când m-am așezat pe canapea asta neagră, am zis, bă, asta aici. Dar nu ți-e incomod că trebuie să mă pești acum? Asta e, asta e, nu prea sunt obișnuită, nu prea îmi place mie lucrul ăsta, pentru că n-am. Adică, ea era obișnuită să facă. Nu, mă mai dau cu ruj, mai dansez, chiar putem spune o melodie, ceva, și nu dansez din picioare. Dacă vrei să mă întrezi. Deci eu nu dansam din picioare, era prea mult deja, ceream un salar în plus, știi? De pe canapea, așa ca, știi cum dansează oamenii în scaunul cu roțile, exact așa dansam și eu. Ai vorbit cu băiatul ăla, de la platane l-am iertat cei mai mulți bani, că l-a stăt în picioare. De la ce? De la platane, de la DJ-ul. Platane? Da, platane, nu știu. De la, da, DJ, Silvia, adică. Da, el mi-a dat mai mulți bani, da. Pentru că el stătea omul în picioare. Da, omul stătea, e, nu chiar, nu-l vede tot da, timpul, nu stătea în picioare. A, avea și scăunel, dar era un scăunel mai... Era, da, mai da, de birou, da. Deci, da, apropo de, ai zis tu de sală și astea, Fernando, hai să zic, am găsit o aplicație, dar Anisia o știe, după, dacă... Ai văzut că ți-o păiam ca prostul prin cameră la un moment dat? Ți-o păiam. Nu era ți-o păit, era făceam estetice. E o aplicație interesantă. Pentru că mi-a fost lene să mă duc la sală în ultimul timp. Deja s-a obișnuit să ia publicitate. Acum aștia au plecat să le ia din mâncare. Da, da. La tot platou acum am... Deci la eu mă odihneam, deja am vorbit prea mult. Păi cam un sezon întreg ai vorbit acum. Cam... Așa, deci, așa, aplicație, e o aplicație interesantă, eu pentru că eu mă duc la sală, eu fac multă sală, după cum am spus. Am văzut că te-ai pus în partea aia și tot stai așa. Tot încerc să spun. Ai văzut că știi, că sunt demnat. Ei, și pentru că tot mă... Mamă, asta zici, cumva e rolul meu, Anisie. Zici, la întâlnire, la prima întâlnire cu gagică. Ești neîndemânat, dar nu neîndemânat. Dacă sunteți gagici și... Și băieți chiar. Gagici, băieți. Gagici, băieți, toate alea, da. Deci eu am găsit o aplicație foarte drăguțică care te pune să faci 20 minute de chestii, șate pe zi, și eu mai folosesc când nu mă duc la sală, în schimb, na, când sunt turneu plecat la Dragon Praznic și chiar, na, nici n-am timp și nu am chef de multe ori, dar cumva ca să zic, bă, hai că am făcut ceva pe ziua de azi, n-am făcut chiar. Da, păi exact așa cum e la sală, nu? Da, exact același, da, la modul cel mai serios. La psihic, parcă e duci la terapeut și te ajută la psihic. Nu-ți vorbești de traumele tale din copilărie când faci vreo tărți. Da, ideea e așa, nu te ajută doar la psihic, mă. Te ajută doar să te ajută la psihic pentru că tu faci mușchi și după aia te întâlnești cu fete și fetele alea te acceptă. Da, aia e psihic. Nu, dar ideea e că cu toată sala așa, astea și na, având ceva antrenament prin niște zone, prin niște grupe de mușchi, culmea e că... După prima folosire, prima aplicare a chestii, alea am avut o febră musculară, deci cumva funcționează. Te pune să faci niște chestii pe care nu ești comod sau na. Just ca să țineți minte. Da. Așa. Eu... În caz de vrei, poți să recomand. Asta e tot. Dar eu sunt ca... Eu te-am văzut mai gras și am zis că... Nu, eu... Eu am febră musculară în fiecare zi. De la ce? De la... Din poate. Credeam că de la altceva. Nici nu știu care Gioco a fost... Gioco Delmano. Nici nu știu care a fost neapărat asta de mama asta sau asta. De fapt, știu. What the fuck? Așa mi s-a părut mie. Parcă stăm la beri cu băieții și... Da, băi, mulțumim, Anisa, că stai puțin de clasă. T-ai venit cu glumii de identificare pe cealaltă, băi, le-am adus, le-am scris, știi?
am astea reținut. Acum cine la întâlnire? Auzi, nu, fii atent. Eu sunt ca hârtia igienică, pufoasă, rezistentă și convenabilă, știi? Și cu trei straturi pe ea. Și trei straturi, da? Oh, oh, oh. Și miros ale vânzică și a caiței. Înainte de folosire. După folosire, Doamne ajută. Da, drăguț, nu, nu trebuia să zicem asta. Ok. Deci cam asta ar fi cu aplicația. N-am avut aplicat niciun subiect exact. Apropo de hârtie igienică, dacă vezi că acolo scrie pufoasă, rezistentă și convenabilă. Da, corect. Nu o să facem o poză la un moment dat pentru stativul nostru, ca să înțeleagă lumea despre ce era vorba. Nu o să faci. Că asta înseamnă ca să intri în program, după aia să pui poza, să editezi clipul. Ba, da, măi, trebuie, pentru că eu trebuie să mă pun o leagă, să-mi pun niște mușchi în Vega sau în Premier, că nu poți așa cu una, cu două, să... Da, sigur. În orice casă. Anyway... Tu ai mai făcut vloguri. Da, vreau zic vlog, dar eu mi-ai făcut două, de fapt. Trei am făcut. Trei? Da. Ai văzut ce impresionant a fost? Mi-ai făcut vloguri. Două, trei. Wow! Dar am făcut trei. Mă, mie îmi plăcea să le fac. Problema e că pierdeam mult timp filmându-le. Ok, pierdeam mult timp filmându-le și dimontat nu era chiar atât de complicat. Era destul de drăguț el dimontat. Problema e că n-aveam nicio vizualizare. Aveam 1000 de vizualizare. Dar nu știu de ce, de ce cauză. Era destul. Nu era destul. Pentru vloguri. Era obositor, mă, să-l filmez. Tu tot timpul trebuie să stai eram cu camera. Eram cu camera tot timpul, orice se întâmpla, mai ales dacă adică, se o chestie și nu o filmai, atunci te cu tine. Adică tu nu mai făceai acțiune, tu trebuia să filmezi. Da, ai camera, dar nu ai camera. Adică, dacă vrei să faci vlog, fă cum îi doream Popa, gen, da. Adică să filmezi unul non-stop. Da, atunci. Nu are pe cineva angajat sau nu? Cred că nu are tot timpul. Tot timpul stă cu el și... Oricum nu are un prieten care să-l ajute. Câteodată cred că filmează și ea singură, adică bă, are... Poate mai are, eu, da, de ce am văzut da. Eu, cineva vine după, adică cineva tot timpul urmărește, adică el și mașină și asta și... Și într-un fel alt, na, nu știu, dacă așa o să-mi caut și eu un sclav, să-l plătesc, să-mi filmez viața mea foarte fascinantă și... Pentru că... Angajații sunt sclavi. Am o vorbă eu cu sclavi, dar o pornind de la o glumă proastă, de-a mea. Era... Da. Ce s-a întâmplat? Eram eu la un moment dat la Brașov și văd eu, am intrat într-un magazin cu animale. Tu chiar mă asculti, Sergei? Doamne, că eram obișnuit până acum să fiu oprită. De vreo trei ori. Da. Și Fernando la mine, nu vine să cred, dar deja am emoții. Dar stai! Nu am așa cu voi. După publicitate veți afla cine este invitata care s-a aruncat cu nu știu cine e vagabond, care nu știu ce problemă am mai făcut. Ha, 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 doar după pauză. Trebuie să zic. Tă-tă-tă-tă-tă. Hai. Bun. Și deci eram într-un magazin cu animăluți frumoase. Psici, iepurași, șopârli și veveriță regală. Veverița regală este o veveriță cu o coadă mai ștufoasă. Ceva de genul ăsta, da. Noi am văzut regală, am început să facem tot felul de interpretări. Cine are regală? Veveriță, ha, 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 nu știu ce. Ah. Să facem glumi, știi, rostul veveriței. Și era o tipă săraca, vai de capul ei, adică cred că după vreo 20.000 de ore de lucru. Era tipa care lucra acolo, lucra așa, hrănea animala de veveriță. Animal de veveriță? Da, păi nu e animal veveriță, ce? Da. Și îi dădea în guriță, îi dădea în guriță, la care eu zic, ia uite veverița regală, și a luat sclav ca să o hrănească. Da. Și am zis-o tare, nu știu cum, dar mie mi s-o părcam să o atât, mie mi s-o părcam să o înșoapte, dar de fapt eu am răhnit. Ia uite veverița asta regală. Și atât de urât la noi, că ea, cumva am înțeles-o pe anisea, că eu am făcut o glumă la modul... Legal, are sclav. Da. Dar exact când o să ai sclav, ai de mâncare veveriță. Și veverița a luat, chiar am luat bucățica aia, știi, adică nu s-a sfit. Era și, legal. Da. Și de acolo a început femeia s-a uitat urât și de acolo, uite, Anisea are sclav. Dar bine, s-a simțit, eu m-am simțit prost, s-a simțit, nu eu, ci prietenii mei s-a simțit prost, că se umblă cu mine, știi? Păi avea rușii, din pet shop-ul ăla, eu am rămas acolo, n-am avut nicio treabă.
Băi, nu putem, că mai bine nu zicem cum blocuia, știi? Mai stai de vorbă cu Veverița, cum îi size clar și... Exact, vreau și eu, da, da, eu n-am așa, adică mie nu-mi dă în gur, mi-mi dă în gur cu pumnul, știi, adică... Și, na, Serghei câteodată când se enervează, ce să fac? Da, ce să fac dacă e Serghei de la țară? Am zis, vezi că ești în inferioritate în momentul ăsta. De ce? Că am sunt... Am la țară. Auzi, știi câți kilograme am eu? Stai din gură. Eu nu cred că mă lăudam cu asta. Eu ești dublă. Nu, ești problemă. Nu, e doar două straturi. Așa. Tot aia. Asta ar fi fost ideea de sclav și de veveriții regali, care au plecat de la nu știu ce plecat. Da. De la... Băi, era de... Trebuie să ai sclav. A, de la Dorian Popa, trebuie să ai un sclav care sunt. Na. Ideea e că aș putea, adică mie nu-mi plăcut așa, nu-mi place să filmez vlogul, că mi se părea că pierd foarte multe chestii. Dar din montat era drăguț, era super drăguț. Din montat era drăguț, am făcut, da. Montat era, nu aș face de asta. Problema e alta, eu îl filmam, dar îl filmam cum îmi venea pe moment. Și după aia când îl montam, îmi venea tot felul de, bă, dacă era chestia aia, puneam așa și făceam așa și făceam, știi? Și mi se părea că n-am băgat mai șpioarele, adică... Nu puteam, știi cum e, că trebuie să vezi o leacă din exterior ca să-ți iasă ceva că tăi. Dacă nu, trebuie să-l faci așa, exact, tăiat în caturi simple și bam, bam, bam. Crește de... Asta e de gând să te ții sau? Da, teoretic da. Vedem. După vreo 40 de episoade... Întreabă-l mâine. Da, mă întreb, exact, exact. Păi nu, ar trebui să mă țin. Era o relație de menstruație cu podcasturile astea. Asta vrei să-l pui de minică? Da, pe mâine ce? Mâine e sâmbătă? Am zis sâmbătă. Mâine, da. Cel pun duminică, încât suntem duminică. Nu, azi e sâmbătă. A, și mâine e duminică. Da. Păi și tu ai scaz, da. Mi-mi place că adică contribui la discuția noastră tot timpul lucruri. Băi, nu-i mai mari, așa? Da. Dacă ar fi linear, ar fi linear, nu? De ce mai chemăm? Da. Nu, dacă, deci fii atent. Tu n-ai mâncat prea bine azi? Dacă... Acum va n-ai mâncat prea tău? Acum ai vlog în tine, tu vorbești? Acum ți-a făcut de mâncare? Dacă, fii atent cum faci. Dacă depășim 10.000... Dacă depășim 10.000 de vizualizări la podcastul ăsta... Nu... Din cauza ei, o mai ținem. Dacă nu, n-ai asta e. Depășezi, e, Anisia, de problema ta, eu ce să-ți fac? Bagi bani în promovare și da. Nu ne interesează. Cum ar fi să vezi 10 milioane cheltuiți pe promovare pentru podcast? Pentru primul podcast. Pentru primul și după aceea să mai faci o 3 ani zile. Da, bă, ce tare fi. Am vrut să văd că pot. Chiar nu dacă băgați 10 milioane, cam câte vizualizări? Ai câștigat probabil ceva vizualizări, cât? Doar le-ai pune direct, nu știu, dar problema e că nu le-ai avea pe distanță lungă, avea vizualizări pe... Episod. Nu e pe episod, ai avea, dar ai avea până la minutul nu știu cât. Știi că, din multe ori, când îți monetizați clipul, nu știu, nu o să fie cazul cu ăsta, dar mă rog, când o să fie clipul, când clipul ăla monetizat și oamenii care fac chestiile astea, sunt plătiți și în funcție de cât de fideli sunt oamenii abonați la canal, cât de mulți se uită la fiecare videoclip, care e media, știi că la un podcast de regulă nu se uită toată lumea până la capăt. Numai noi suntem handicapați să facem asta, de regulă, știi? Bă, sunt care se uită. Da. Sau de fapt, da, poate la podcast doar stai prin casă și-ți faci treaba și ăla vorbești pe fundal, știi? Dar ideea e în felul următor, nu tot timpul se întâmplă să fii vizualizat până la capăt. Și în funcție de cum e vizualizat și cum aia. Deci ce vreau să zic e că ai avea vizualizări, ai avea în primele 5 minute. Și după aia, probabil, na. Sau nici măcar în primele 5 minute. Ar fi, a dat omul click, s-ar face vizualizarea ca număr, după 30 secunde și-ar băga picioarele. Cred eu. Ui, câți abonați aveți? Avem 11.000. Și păcat că noi am întreținut, că tot am... Asta era, da. Acum dacă fac un... Dacă pun... Ce? Da, dar bine, aia au fost făcuți în perioada de impact mare al Anisia. Al Anisiei, dar... La țară. Și ideea e că n-am întreținut, uite, apropo, alea... Mă rog, diminic, mai vă corectez, că altfel... Mai vă corectez. Mai vă corectez, da. Vă mai corectez. Nu e adevărat, tu o să fii și așa, și așa. Mai m-am gândit la ceva. Corect, hai, dreptate. Da. Păcat că nu n-am întreținut canalul de YouTube, că n-am avut cu ce. Acum chipuri dacă n-ați facem asta... N-ați avut cu ce. Hai. Da. N-am avut cu ce chef. Da. Cu ce chef.
Dacă eram Zala, mă, îți avea chef de chef cu băieții mei. Da. Da. Acum te înțeleg de ce nu te lăsa să vorbești. Așa. Deci, probabil că o să facem vreo câteva astfel de vizualizări, că nu e de parcă. Adică, mă gândesc că dacă fac 1000. Băi, hai să trecem peste asta, că deja mă plictisesc eu. Eu mă plictisesc, deci eu îmi deci, gata, așa, hai, următorul subiect. Următorul subiect era așa, văzusem azi o știri foarte recent, chiar acum, aici stau play la cameră, pe care am să o verific imediat. Da, încă filmează deja, am filmat 20 minute. Wow! Și n-am vorbit niciun căcat nimic. Păi da, următorul episod... Pentru următorul episod, abonați-vă pe Patreon. Așa, și dați bani pentru că o să avem super, super multe surprize pentru voi. Aia, dragi. Sergei, tu așa vinzi, îți produsul? Corect. E, ideea e că voi sunt chestia asta pe... Știi, japonezii lansat vreo 7-8 mini sateliți, dintre care unul care o să producă o mini ploaie de meteoriți sau ceva de genul ăsta. Asta era, dar asta pentru ce, frate? Aia adică pentru ce? Ăștia nu știu, nu știu, deci știrea era despre ăla, dar eu inclus în titlul și pe ceilalți. Adică pentru ce ploaie de meteoriți? Pentru ce faci? Deci fii atent. Pentru ce folosești? Da? Păi da, la când mă lași îți răzbun. Deci am văzut ca la cui, dar pentru ce mai bine, dar pentru ce să-l folosesc? Deci, ce faci aia? Sunt fel de artificii mai scumpi. Aia e tot. Adică, aruncă chestii. A, ca la Sfânta Paraschiva, cum avem noi în Iași. Noi în Iași avem... Da. Dar nu avem la Sfânta Paraschiva, zil Iași. Zil Iași, da. Ce de artificii? Da, măi, atunci ai ajuns până la Iași. Dar nu la Sfânta Paraschiva, în sărbătă, deci nu dă... La zilele orașului, că dar... Că sunt concerte, sunt, adică, da. E zilele orașului. Cum ar fi să arunce moaște la aia, puf. Extraordinar. Și miroasa tămâie peste tot, sfii toți țapii din biet, În principiu, oricum, destul de... Și tu ai fi dat afară de la... De că la fiat dacă făceai glumii din asta. Mai ales cu moaște, la o emisiune populistă, așa, da, clar. Nu, ideea este următoarea, că cum, adică îți face artificii sau pentru casă, pentru imagini, deci, pentru distracții? Deci vor să facă nu știu ce Dumnezeu. După stau. Ce Paraschiva sau asta? Probabil. La fel, e la fel, aceeași investiții. Păi nu, că am bani, dar Paraschiva... Da, aceeași investiții. Probabil câteva milioane, când am trimis chiar cu un balon cu aer cald chestii în spațiu. Adică îi trimiți așa la ocazie. Dar și pentru ce? Adică asta nu înțeleg. Deci e o companie înființată în loc de nu știu ce chestii care vor să oferi un super spectacol de ploi din meteoriți, practic. Asta e frumos, dai seama. Păi de ce se numesc meteoriți și nu se numesc altfel? Păi, deci ei se numesc meteoriți, dacă nu mă șel, pentru că... Să spațiu? Pentru că din unde? Vin din centura de asteroizi a lui Jupiter, nu? A, deci nu se produc, n-au produs. Nu, denumirea lor, denumirea stâncilor lor, care astea se numesc morții lor. Acum am filmat, dacă am făcut cu filmarea. Acum e la minutul 0? Da. Și trebuie să-i montez? Da, măi, dar nu-i problemă, e cuncat în Adobe Premiere, nu-i mare lucru. Nici măcar nu-i chem. Ripple, delete și gata. Și să se este mai sus. Da, o să mai sus. Haideți, ziceți repede cu meteoriții ăștia. Deci, nu au fost redirecționați din spațiu către Pământ. Nu, deci... Pur și simplu, au fost produși în laborator. S-a trimis o mini-rachetă în spațiu care o să arunci chestii în atmosferă care s-a arătit frumos. Ca să arăt... Da. Exact, ce mai scump nivel de artificii pe atmosferă. Da, eu chiar cred că nu mai... Eu mor de foame, mă uit pe repi. Eu de asta chiar am nevoie de niște mâncare, niște păi hane. Tu nu. Ăștia din Africa chiar crezi că vor neapărat... Păi dacă pui problema pe felul ăsta, cine are nevoie de computer scump și de... Na, sunt zone și zone care au nevoie și nevoie. Nu mă sună lumea exact. Te caută lumea, ce să-i faci? Două feti și eu lucrez și nu prea am feti care îți vorbesc. Mai ești pe fir? Ba da. Așa, ați văzut cu mine papa în România? Francisc?
Asta care e acum, e din Turcia. A, și vine la Iași, am văzut și-o știrea. La Iași când? Da, păi, dar vine în mai multe orașe. A, nu știu asta. A, face turneu. Da, da, da. A, e... În vară, în iulie, ceva genul ăsta, dacă nu știu. Da, da. Dar Italic, da, da, are turneu în țară cu, da, uite, ăsta, apropo de glume fictive. Ai că-s nasoa. Da, asta înseamnă un turneu de anvergură, deci. Asta înseamnă să fii cu adevărat un om care vinde. Da, dar vezi că, na, te așteptai să la anunț mai devreme. E anul ăsta sau la anul? Anul ăsta, anul ăsta. Ah, uite, deci, da, foarte bine. Ed Sheeran l-a anunțat. Deci, da, la problema e că Ed Sheeran... Sheeran, da. Dar, păi, stau frumos să bat unii oameni, nu-i de parcă. Păi, compară-te-o pe papa, cu, pe Ed Sheeran cu papa. E papa, ești nebun, adică... Da, dar nu vine mai bine, se pare. Oricum oamenii, bă, da, vine mai bine. Papa? Adică nu vinde, adult. Adultul la un concert să vezi cât îți vine, sau problema la un stand-up. Ed Sheeran. Să vezi tu cât... Hai să zic, la Ed Sheeran. Da, lasă la papa să vină la stand-up. Da, să zic o glumă acolo. Invitat special acolo. Invitat special. Tu îți dai seama cât îți vine la stand-up? Sold out, la sala Palatului Singura. Să zic o glumă despre Africa sau ceva. Băi, scaunul ăla în care stăteam eu din aur, era rece la cur și făceam reumatism. Oh. Ideea e așa. Oamenii care vin, publicului lui Papa, e mai accesibil, pentru că oamenii care vin la Ed Sheeran sunt oameni activi care au joburi. Oamenii care vin la Papa nu au chiar joburi, de multe ori au pensii. Și ăștia tot timpul să vină. Adică poți să-l programezi un speech de-a lui, dacă vrei, într-un întâlnire cu publicul. Unul care merge la muncă și fan. Ed Sheeran, eu cred că oricum o să meargă, na, cred că... Înțeles că o să meargă, dar trebuie să-l pui, adică trebuie să-l pui în funcție de... Nu îl pui la două după amiază la Ed Sheeran în concert, îl pui la seara. O să fii cu joc de artificii, cu nebunii, cu tot chestiile. Papa poți să-l pui oricând, la orice oră, oamenii vin oricum. Da, oamenii vin oricum să roage și... Păi și poate dacă ar veni seara, ar pune mai mult. Poate mai sunt oameni care merg la muncă și da, ești fan. Problema e cu oamenii care sunt fan mai seara mai mult. Ai ocazia mai mult să pierzi oameni dacă faci filme seara. Seara? Nu e adevărat. Cu papa? Păi ea dorm la ora 8. Pentru papa, măi, dar sunt pelerinaje care se fac seara. Da, se fac de la 8 seara până la 2 zi dimineața. Mergem în roata bisericii. Da, măi, stai liniștit. Eu, da, ok. Deci dacă vin la... Eu știu, dacă tu faci un concert cu papa, o să-ți vină în genunchi până la show. Chiar cum ar fi? Intrare, știi, adică să fii în genunchi. Care vine în genunchi. În genunchi, altfel, dacă ești în picioare... Nu, o intrare din metru, așa. Se facă, nu mai sunt locuri, în genunchi nu, dar în picioare, da. Ales fiind locuri de căcat, locuri din picioare, fii de amicum. Da, locuri din picioare, tot locurile din picioare, dar locurile din genunchi. Ca locurile de la stand-up. Din genunchi. Bă, avem bani în picioare, dacă vreți. E scaun în genunchi. Voi nu vă mai gândi seama, de voi nu o să-mi zic vreo, da, știi? Bă, ia să avea IP, stau pe un genunchi. Aia zboși. Să ai așa o intrare, o portiță mică. Să vin budiștii aia să leviteze pe sus. Așa. Și mai avem trei locuri pentru levitație, dacă se poate. Dar e VIP-ul. Da, da, e VIP-ul. Plătește acolo. În aia, frumos. Trebuie să rezervi. În fața, așa, îi vezi. Da. Ai șansă să te scui de baba când vorbește, știi? Dacă mănânc sămânță, da. Dacă mănânc sămânță. Mai faci tu. Da. Și să mă scui pe disparare sau când vorbești, dar pentru vorbești. Băi, dar și eu scuip. Ia să sfințit aia, practic. Băi, dar eu, tu știi ce scuip pe unghie, îți scuip. Că la show-uri. Adică, tu, știi? Aha. Ok. Vrem cu informații despre noi, în caz că vreți să ne vezi, să ne cunoașteți mai bine. Dacă vreți să vă spălați pe cap, veniți la show-urile noastre și stați în primul rând. Noi scuipăm foarte mult. Nu, no, într-un fel o să vă spălați pe cap cu glumele noastre. Drăguț cu papa. Deci cam asta a fost subiectul lui papa. Apropo de câte minute s-o filmat? Asta e papa ăla care era mai des, nu? Ăla fain, da, era la 5 minute, mai sunt 16 minute de filmat. Cum îi zice? Francisc. Da. Papa Francisc. Da. Am văzut o chestie, aveam acasă de astea, o chestie de aia... Căcat de la care îl ții. Da, l-am adus și eu din Italia.
Ce tare, cu papa, știi, cu fața lui papa, așa transparent. Cristal de ăla, nu? Da. Chiar m-am făcut trecut la... Stare, îmi pare... Da? Da, se fai față așa pe eu, una de... Am cumpărat-o din un Vatican, da, era la suvenir. Să vorbești după aia de modestie. A, noi de parcă făcut-o el. Sunt buticule, adică eu cu asta mă ocup, eu cumpăr chestii, da, merchandise. Nu-i vorba, el chiar e modest, nu? Adică, da, el cel puțin nu mă îndoiesc. Știu că el e jezuit, povestea Nicu, colegul ăla, da, știa el pe toate, știi? Da, deci, mă, trebuia să aduci... Asta era bun din podcast. Foarte mini, deci eu nu mai căutam pe Google, căutam pe Nicu. Ask Nicu. Nicu! Făceam, știi? Zi-mi alea când e meteoriți. Păi da. Ce anume avea să zic? Da. Dar și de unde, știi? Orice știa omul ăla. Ce facultate ai făcut? Nu știu, stai un pic să mă gândesc ce făcut să... Orice facultate. I-a făcut să știu. A început și medicina, în fine. Da. El lucra pentru proiecte europene, în fine, povesti veche. Dar foarte, foarte deștept omul. El făcea, el îți crea dosarul, dar... Mă rog, da, acum îl lăudăm pe eu. Bun, și zi... Și în caz de aveam nevoie de chestii, ne spunea Nicu. Orice. Era bine să l-ar fi avut pe Nicu. Caută pe Nicu, nu pe Google. Da. Păi era bun să stai aici, știi, în spate și când nu știe ceva. Da, măi, ăștia la Joe Rogan au chestii, este un tip care caută pe Google chestii despre care vorbesc. Nicu, zi-mi-o dacă despre da. Exact, asta era bun, băi. Mă, ce mai faci? El mai muncește pentru fonduri europene, n-ar putea să vină aici. S-a angajat să pentru da? Cineva ha? Direct ha? Sub... Ha? Doamna aia blondă, de un jur toată țara, joinistu, și cu ocazia asta o să arătăm. Sub, direct sub, în cabinetul ei, wow, s-a angajat să. Wow. Deci nu contează cât de deștept ești, contează la ce poți crezi. Chiar curios de la ea, cum e ea în viața, adică dar nu, viața deci personală. Dar nu, deși nu ea, tipa direct sub ea la nu știu ce, nu știu ce chestie, wow, el lucra pentru ea, în mod direct. Ce tare. Păi oare știi, mă, că e proastă? Păi asta e chestia când ești prost. Nu prea știi. Nu-ți dai seama nici tu că ești prost. Păi și ce? Când vezi la televizor că zici despre tine că ai dat bulbile alea și... E, ai hate! Toată lumea are hate! Hai mai să fii serios. Toată lumea, poți să o crede și așa. Mă, stai un pic, și Boc în perioada lui se făcea toate glumele cu pitici, de pe seama lui tot. Da. Dar una e să facă glume cu pitici și una e să zică că ești prost, că nu știi să vorbești. Dar și Boc se spunea că e prost. Știi că Boc o căzut, știi faza aia la Andrei Gheorghe? Da, o căzut din platou. Da, mi se pare că știu când o călcat. O călcat stâng și a dus la gen 3 metri. Da, ce tare a fost faza aia. Mai ales ieri se cadă la 3 metri. Poate pui faza asta, știi, chiar să o pui. Dar cred că nu mai știi despre ce... Da, nu, dar pun, nu, că... Tu vrei neapărat să filmezi, să montezi o chestie, dar bine. Băi, ce tare fost, de ce este demențială. Dar s-a făcut, adică și de-a lungul timpului de toți premierii s-a făcut. Adică s-a făcut despre el ăsta că e bețiv, trebuie să era bețiv. Ălalt era pielea pulii, nu făcea nimic ăsta din timpul. Păi și ce, ăsta care era bețiv doar știa că e bețiv, adică el era conștient. Eu cred că era conștient de treaba asta. Dar nu-și amintea chestii. Da, el e exact ca Viorica, știi, nici nu-și amintești chestii, care are memorie foarte scurtă, deci dar zici că... și ăla era prea beat. Adică tu ori trebuie să pui un bețiv, ori un prost. Da, tu zici că oare nu știu dacă își dă seama că e proast, e efectiv? Da, eu cred că își dă seama de treaba asta. Mă, eu atâta știu că am înțeles că soțul ei, are soț, da, cineva s-a gândit la femeia asta și a zis, băi, eu o fut? Iar eu copil, că nu a fost acum... A, da, corect. O fui de fapt copii. Wow. Deci, na, cineva... Sunt gusturi și gusturi. Soțul ei foarte, foarte nemulțumit de ce se întâmplă. Îți dai seama, bă, până la urmă, ești căsătorit cu una de toată lumea. Adică scrii proasta României pe Google și îți apare poza ei. Păi, vezi, eu asta mă refer. Dacă, da, măi, deci, cred că probabil stai o secundă, Anisea, stai o secundă. Eu o gândesc și altfel. Stai o clipă. Da. Deci, întrebarea ta e dacă ea e conștientă, da, cât e batjocolitic sau cât e proastă? Cât e batjocolitic, cât e proastă e. Că n-are ce căuta acolo, eu sunt sigur că da, e conștientă de treaba asta. Da, știi, cred că știi, dar stai o secundă, stai o secundă. Păi, tu n-ai momente, adică toată lumea are momente în care sunt îndoiești de ea. Am momente în care de ea în primul, dar nu, toate mai momente în care se îndoiește de sine, ca să zic. Da, am momente, dacă, bine, tot timpul mă întreb ce caut aici când sunt la biserică. Nu se întâmplă de dar, ci... În ultima vreme prea niciodată. Nu, dacă sunt la un, dar nu știu unde dracu pot să mă pun eu, la o chestie, filmez niște chestii și sunt niște oameni mai competenți pe care văd că joacă bine sau chestii, primul, ești caut aici, că n-am nicio treabă, știi? Adică, poate poți fi foarte competent, poți fi deloc competent. Dar mă mai întreb,
Și poate în mintea ei spune, bă, dar tot ne îndoim uneori de calitățile noastre, nu le vedem acolo. Cred că ea de asta are și blocaj. Eu cred că are foarte multe blocaje. Eu cred că blocajul ăsta vine pe, din faptul că ea chiar crede că nu are ce căuta acolo, e foarte greu, nu se pricepe, dar au acceptat slujba asta și na, până la urmă ai niște beneficii financiare sau eu știu ce fel de beneficii. Și cred că regretă, eu cred că regretă. Nu se lasă pentru că e, cred că vorba de un salar și de imagine și atâta. Anise, hai să mă duc în cil acum. Eu am dus-o direct de asta. Eu te vedeam că e fost în genul să îmi bat și de imagine! Da, dar imaginea, când imaginea este proastă, nu prea, știi, vine să renunți, dar în momentul în care are un contract, nu mai poate așa. Da, ți-ai pula în foile lor. Înțelegi? Deci eu cred că asta e, da. Faza e că eu... Tu gândești că eu am scris istorie. Bravo ei! Prin prima femeie, prim-ministru. Prim-ministru. Gândește de cât... Prim-ministru sau... Da, cât de jignitor e asta la adresa țării, pentru că femeia e total cretină. Deci dacă vreodată, peste 30 de ani... O să mai vine cu o femeie! Nu! Peste 30... Ascultă-mă așa, da. Să mă termin, te rog eu. Peste 300 de ani o să uite cineva în istoria țării. Și o să uite prima femeie premier a României. O să... Bă, dar ăștia erau cretini pe atunci, nu știau? Uitați-vă la... La cimpanzii! Adică foștii miniștri din perioada interbelică au declarații, au niște, dar n-au videouri, n-o să aibă chestii care sunt... Bă, dar uite-o la că e handicapată, adică o vezi. Păi și ce, de Dragnea nu poți zice asta? O să uite ca la documentare. Dragnea nu-i prost, asta e sigur. Nu-i prost, dar păi erau atât de proști ăștia încât să accepte unul de asta. Deci care nu mai fost? Nenorociți, viclenii nu mai fost. Dar femeii, într-o funcție atât de mare. Deci femeia s-a auzit istoria, asta e chestia. Deci ea a intrat în istorie ca fiind prima femeie în punctul ăsta. Și dacă o să mai existe și de asta se e misogin acum. N-ai voie să spui femeie din nicăieri. În funcție din conducere, nu, acolo nu, acolo nu. Băi, n-ai ce. Nu. Hai, bă, că ești rău aici. Nu, glumesc, îți dai seama. Dar ideea e că dacă cineva o să uite, chiar acolo o să fie. Bă, ăștia nu vedeau. Adică că l-am criticat pe Băsescu o grămadă când a fost cum a fost. Da, acum mi se pare că asta te gândești în timpul lui Dragnea, adică oricum te gândești, bă, dar așa atât de proști erau încât să accepte unul de ăsta. Bă, tot timpul a fost de ăștia, dar oricum, acum e ceva exagerat. E exagerat și căcat, nu știu. Corect, dar atât de low? Da. Și problema e că nu o să, deci nu știu, știi cum e? Deci, dacă te uiți la o chestie, la un documentar istoric despre economia României, de exemplu, prin înainte de comunism, sau ce-o fi, ți-o să-ți dea niște date, știi? O să zică, în 1942, la 2 august, s-a semnat actul nu știu cine de către ăla și ăla. Da. Deci, dragă mea, nu s-a apar niciodată pe o foaie, pe un act. Adică o să fie prim-ministru care a visat aia, prim-ministru care a făcut aia, oameni care au lăsat, adică o să fie... O chestie, cum să zic, întreagăt, a fost ales prim-ministru de către partidul de guvernământ, la care conducerea ăsta, care au avut niște interese. Și atât. Și de acolo o să înceapă cu gafilii, că a făcut aia, că a făcut aia. Adică ea e persoana oficială. Bă, până la urmă, dacă o să vorbească din străinătate, o să vorbească reclam. Asta e. Reclamă, nu există reclamă negativă. Ba da, există și toată reclamă. Asta e o prostie. Și tu știi cel mai bine asta în fana mea. Nu există. După toată experiența ta de la canapea. Nu, asta chiar nu există. Ba da, există. Nu există, măi. Există reclamă, nu există reclamă negativă. Există, deci fii atent. Reclama, deci vorba asta se aplică doar ălora care vor să apară. Oameni care au studiat asta. Nu există așa ceva. Bine, măi. Deci ascultă-mă, dacă vorba asta se aplică oamenilor care vor să ajungă într-un punct în orice scop. Înțelegi? Oricum, nu-mi pasă cum ajung pe un canal, chiar nu-mi pasă. Sau într-un canal. Înțelegi? Da. Să aplică pentru oamenii ăia. Pentru, eu poate vreau, adică eu nu vreau, cum adică nu există reclamă negativă. Nelu Cortea n-ai umor.
Nu este cam negativ. Exact, asta mă gândesc și eu. La Cristi Popescu nu a fost la... Nu, la el a fost... Nu, Cristi, nu! El a fost pozitiv, el a fost pozitiv, clar. Da, mă, dar stai un pic. Tu crezi că după aia să mai vine lumea la stand-up? Dar nu, dar nu se uite nimeni la Etno care vine la stand-up. Da, niciun ăla care vine, din care se uite la stand-up își dă seama, băi, da. Ăștia chiar... Da, adică poți să apreciezi glumele. Inteligenții, dar nu, nu au fost înțelesi, știi? Unul la mână, doi la mână, oameni care sunt la Etno nu vin la stand-up. Și acolo, acolo nu a existat, acolo da, întrebat. Și plus că el a avut un mic boom, mic boost de promovare după ce a postat chestia aia. Și eu am avut un boost. Da. Da, și mai avem 9 minute. Hai să concluzionăm, da, înseamnă că trebuie să ne oprim aici, eu așa zice. Da, adică până și telefonul a spus, mă doare în pune deci, de politica voastră. Dar nu, dar și da. Eu, când am avut de politică, îmi vine să fug, nu. Eu știu doar atâta, că aia e proastă, ăla-i bețâf, ăla-i viclean, pa, la revedere. Da, și cu cine ești votez data viitoare? Hai băi, uite-te la Antena 3 și la atât de informații. Bune. Ce dracu, nu avem noi încredere în gâdea și-n badea. Și Dumnezeu. Corect. Deci da, cam asta. Cam... Câte minute au fost? Au fost vreo 40. 40 de minute. Deci... Au trecut repede. Mă, dar chiar v-a trecut super repede. Pentru că știți ce se întâmplă? De obicei, când ne întâlnim noi toți, noi nu ne ascultăm, noi nu vorbim, nu uităm în ochi. Este prima oară. Când... Deci prima oară când eu mă uit în ochii lui Serghei și Fernando se uită în ochii mei. Eu nu știam că ăștia au ochi. Și mă ascultă și mă bucur de asta. Da, adică aici e bun, pot. Uite, ai putea să minți de azi înainte, iubitul, băi, iubitul. Vreau să-ți vorbesc niște chestii, dar hai să filmăm. Fii atent, de acum acolo, dacă am ceva să-ți reproșez. Îți spun la spot. Nu, pun, am de filmat podcast. Știi că ești nesimțit și nu știi ce și nu știi ce. Să le pui pe Patreon. Da. Certurile. Da. Chiar voi ca frați nu vă certați, că ei doi sunt frați. Nu știu dacă vedeți, nu prea seamănă, nici nu se adună. Dar voi v-ați certat ca frați, așa? Mă, în ultimii ani nu prea v-ați certat? Dar nu prea vorbim. Adică, e doar când deci cred că e prima oară după două. Bă, puteți vă îmbrățișați după 10 ani, vă vorbiți. Dar nu, că noi nu vorbim, adică la modul filmăm ăsta și pe altă dintre acasă, așa stau fost, adică... Da, eu am venit ca să mănânc aici. Eu sunt student. El e student și când îl prindim la mâncare... Da, bine, putu-te în gură, nu? Când îl prindem la mâncare și pune să filmez. Dar mă obligă să filmez ca să-mi dea din mâncare, cam așa ceva. Da, practic, da. Deci nu prea ne certăm, nu prea, dar e ciudat, adevărul, dacă stai să te gândești, chiar e ciudat. Da, adevărul, când nici nu prea ați mai vorbit, nu, când erați mici, vă vorbeați, vă jucați? Nu certam, când eram mici, da? Certam, da. Da, vă certați? Nu ni certam, ni băteam și când spun ni băteam, eu eram mai mare și... Și-l băteai pe el, nu? Da. Sără. Și eu acum aștept, știi, ca să mai cresc un pic. De asta ți-am vezi aplicația aia cu sala. Că... Și mai avem niște instructori, dacă vrei. Bă, dar așa rău erai, dar de ce-l băteai? Deep. Nebun ce era, nu știu. Nebun ce era, nu știu. Dar zic ce prost am fost, dar nu pot să zic chiar, că sună de parcă regret. Păi nu-mi pare rău, adică el era rebel, era la șmecher de casă, știi? Și nebun eram, îmi bătea mama și tata și la sfârșit, și pui frate, dădeam borovane, cam, ce nebun eram? Ce nebun este el? Ai mereu? Îmi bă, pune, bă, pune în cap, ce zic? Păi nu, stai bă, pula mă, dar nu știu, dar nu era un frate. A, ok, exact. Exact, așa era, da. Bă, dar e urât când vă înjurați de mamă, știi? Când jurai de mamă, parcă jur de mama ta. Eu acum am început să-mi jur de când fac stand-up, apăra mai rău curat. Da, pentru că îi ziceam lui Mica, dacă îl vedeam jure. Una, două, mama! Da, mi-a luat stau. Eu am văzut într-un filmuleț de-a tot, că mai cât au înjurat. Eu am zis, tu spii, dar mă, eu... Cui? Într-un filmuleț? La Păpușoi atunci! Aaa! Nu-i jurat. A, nu? Sau poate era unul care nu... Care nu l-ai pus. Nu, dar nu a zis. Nu, știu când am rugat atunci a zis. Sau a zis un cuvânt urât? Hai, lasă dracu o treabă, hai, lasă, hai dracu la treabă. Ce-ai zis ăsta? Da, hai la treabă, ceva genul ăsta. Mi s-o părut mie. Da. Îmbrăt degeaba. Așa mi s-o părut. Eu am trăit cu impresia asta, că te-am înjurat și mă supăr foarte cum. Și chiar dacă ar fi fost în contextul ăla, nu era o problemă. Pe mine când mă înjura, maică-mea tot pizda mătii, eu râdeam de... Eu nu...
Băi, eu, și eu aș fi vrut să râd, dar eu știam că dacă da, ar fi zis pe salonii, ai urma ori un pantof în cap, ori o coadă din mături pe spinare. Adică, primul instinct poate veni să-l zic, dar știi că e bătaie, nu mai era atât. Dacă râdeai, mai bătaie, mai bonus, dacă am Patreon. Ăla era Patreonul nostru. Și mă, râd și eu. Și râdeai un pic în plus, primeai chestii în plus, adică, mai. Deci, da, deci tu trebuia să plângi, să simulezi. Dar nu presimulai. Nu? Să simulezi, că n-aveai. Era școala aia veche de actorie, știi, adică... Rusească, dacă știi. Adică, ca să intri într-un personaj, adică dacă era personajul bătut, luai bataie. Dacă era personajul flământ, mâncai. Adică, uite ce slab suntem noi, vezi? Adică nu a fost... Aia a fost. Adică, și n-am avut multe roluri, bătut și flământ, cam asta. Bă, și bătut și flământ și, da. Păi acum înțeleg de ce vă certați voi doi. Care rog ce mănânc după ta ai? Eu. El? A, păi ea, are mai puțin în viața ta și de asta. Eu i-am reproșat mult lui maică mea, bă, dar te nimuiet așa pe femeală. Da, nu știu, și pe noi nu. Vă bătuți și pe voi, dar nu, atât de mult știu sigur că nu, că... Eu, cum zic, eu eram cel mai mic, făceam cel mai multe prostii. Bine, prostii, ai vrut că acasă aia acasă din ești, nu erau prostii din niciun fel. Ce dar mai mă că avea mult, mult nervi, mult stres și nu era sală pe atunci. Da, și na, bărbatul era plecat de acasă, na. Da, stai. Exact, și cărcheală. Cărcheală, drrrr. Și... Na, cam aia, dar deci concluzia podcastului ăsta... Îi cam luam multă bătaie. Meritați să luați bătaie. Deci dacă sunteți copii care vă uitați la asta... Da, și luați bătaie, bucurați-vă de asta. Ori bucurați-vă... Și nu râdiți și nu... Adică primiți-o ca și cum ar fi un bonus. S-ar putea să ajungeți comedianți. S-ar putea cumva... Nu, adică să... Deci concluzia e în felul următor. Dacă stau să fac așa... Da, și eu fac stand-up dacă nu... Da. A, și tu? De asta l-am luat la podcast. Dar eu credeam că ni prezint show-urile din când în când așa. EMC, practic. Așa am zis că ești MC. Ne MC, poate, voluntar. A. E deși așa, care e problem. Deci da, el e, la început cu carieră. Bine, fac stand-up, dar nu fac stand-up, adică nu. Fac tu când-ți faci? E ca și cum, care e analogia? E ca și cum aș zice eu că fac mecanică când am schimbat un mec la mașină. Mm. Nu am schimbat un mic la mașină. Am spus strâmb și m-am pus la... Și l-am pus pe la... Nu, am schimbat la un moment un mic la mașină. Mă rog, ideea e că faci stand-up, e la început de drum și... Probabil o să faci plouă un canal de YouTube sau ceva, nu? Da, să fac și eu podcast cu voi doi, nu? Fii atent! Dar cum se numește? Da, cum? Bă, dar nu cred că o să mai filmez un lucru. Mai avem un minut jumate. Hai, gata, să închem. Gata, hai să închem, să concluzionăm. Și ne bucurăm că ați fost alături de noi. Nimeni nu s-o uită până la final. Da, nu cred că... Hai să punem finalul la început. Tu ai putea, dar ce are? Dar crezi că nu... ideea este că, na, ne-am bucurat că până la urmă am reușit să facem un podcast. Și până data viitoare... Stai să vezi dacă apare. Da, păi nu cred că mă uit nici eu, știi, asta e. Da. Măcar noi, 3 vizualizări avem. Te uiți tu, te uit eu. Eu mă uit maxim la comentarii, dar dezactivez dacă văd să nu deloc, nu poți dezactivez toate comentarii, sigur o să existe, n-așa. Și nu vreau. Deci concluzia asta, o să mai fi... Data viitoare o să fii probabil sub alt nume. Nu o să fii sub numele ăsta, cred că între neamuri o să numesc? Nu știu, găsim noi un nume, exact. Mai puțin important numele. Un podcast, pur și simplu. Ideea în felul următor. Dacă aveți alte subiecte, puteți să scrieți în comentarii dacă nu dezactivăm. Ha. Da, exact. Până data viitoare. Nu o să uit niciun care chiar să dea comentarii. Ok, bine. Deci cam ăsta e podcastul. Ăsta e the first one. Îmi place că ești tot. Ok, gata, hai, bate palma aici. Bam. Hai, vezi să vă bateți altfel. Hai. Hai să bateți venise acum închide camera.